Luna august aduce vești îmbucurătoare pentru un semn zodiacal care tocmai se pregătește pentru a da lovitura din punct de vedere financiar. Conform astrologilor, acești nativi sunt favorizați de astre și au toate șansele să ajungă bogați de pe o zi pe alta. Începând cu prima săptămână din luna august, fecioarele vor descoperi excelente oportunități financiare, indiferent dacă acestea sunt investiții profitabile, proiecte de afaceri care prind avânt sau chiar venituri neașteptate. Fecioarele sunt pe punctul de a deveni bogații lunii. Planeta Mercur, guvernatorul fecioarei, se găsește într-o poziție avantajoasă, aliniindu-se de minune cu Jupiter, care este planeta norocului și a expansiunii. În cazul fecioarelor, luna august va fi caracterizată de un aflux neprevăzut de bani și de reușită în toate eforturile financiare. Este perioada optimă pentru luarea unor decizii financiare curajoase și pentru investiții în proiecte de lungă durată. Astrele indică faptul că fecioarele vor dispune de intuiția necesară recunoașterii celor mai bune oportunități și transformarea lor în câștiguri considerabile. Este posibil ca multe fecioare să își poată vedea conturile crescute exponențial în cursul acestei perioade, spun astrologii. Totuși, sunt recomandate precauția și administrarea înțeleaptă a resurselor. Cu toate că norocul le este alături, pentru fecioare este esențial să păstreze picioarele pe pământ și să se ferească de riscuri inutile. August se prefigurează ca fiind o lună memorabilă, atât pentru nativii fecioară care au șanse mari să dea lovitura și să-și securizeze un viitor economic statornic și înfloritor. Soarta lor este favorabilă, astrele aducându-le posibilități excepționale pe care trebuie să le valorifice la maximum, relatează doctorul zilei.ro.